Ce se ascunde în spatele unei relații dificile dintre o mamă și o fiică? Minciuni sau secrete? Aceasta este întrebarea pe care ne-o pune episodul de astăzi din Povești de Familie, în care Paula, o tânără de 20 de ani, descoperă că ea este produsul unui viol din trecut. Vor reuși mama și fiica să se împace sau secretul care le unește le va îndepărta și mai tare? Aflăm chiar acum. Ce s-a întâmplat? Nu simt că mi-explodează capul. Mă bucur că vă simțiți mai bine, deși rezultatele investigației medicale nu arată nimic în neregulă. Nu sunt eu în măsură să divulg un secret care este al mamei tale. Trebuie neapărat să ne vedem. Voiam să te sfătuiesc să încerci să obții o bursă de master pentru a studia la universitate de top din Franța. Nu pleci nicăieri, auzi? Nicăieri! Dar ce s-a întâmplat? De la ce? O caut pe doamna Virginia Simion. Am o citație pentru dânsa. Cine e tatăl meu, mamă? De ce vrei să-mi faci rău? Sunteți sigură că vreți să-l vedeți? Da. Să știi că poți să zici absolut ce vrei tu, doar că mie chiar mi-a plăcut filmul ăsta. Dar mă rog, tu ca toți băieții nu ești deloc romantic. Ba da, sunt romantic. Doar că nu prea am fost atent la film pentru că m-am uitat non-stop la tine. Regitorule. Ce să fac? Dacă ești mult mai drăguță decât actrița din film? În schimb, să știi că tu semeni mai mult cu monstrulețul din film. Îmi place că râzi așa. Ești frumoasă și pozitivă. Îmi place mult să petrecem timp împreună. Ce zici, te-am mai scos la o întâlnire? Eu știu. Nu-i o fi rușine să se pupe așa cu ăsta în fața casei. Îmi pare rău că s-au pipăit în mașină. Doamne, ce proastă doar. Dezgustător. Gata. Gata că e târziu și trebuie să intru. Te iubesc. Hai, du-te. Te iubesc. Și eu te iubesc. Du-te, haide, că-i târziu și chiar trebuie să intru. Vorbim. Că-mi explodează capul. Nu mai suport durerea asta. Nu mai suport. Fă ceva să-mi treacă, te rog. Fă ceva să-mi treacă. Iar ești ascuns să faci tu ceva. Gata, nu mai insista. Am zis că nu e cazul, nu e cazul. Te-ai invitat la masă. Nu. Nu și de data asta. N-am de gând să-ți mai fac cunoștință cu niciun alt iubit de-al meu. Băiatul ăsta îmi place foarte mult și nu o să-l te las să-l sperii ca pe ceilalți. Eu nu sunt un băiat foarte serios cu care eu vreau să-mi fac un viitor și nu o să te las să-mi furi șansa de a fi fericită împreună cu el. Bună, Paula! Andrei? Wow! Ce faci? Cum ești? Ce-i cu tine aici? De, uite, țin un curs. Dar tu? Ești student aici? Da. Doamne, de când nu te-am mai văzut. Mă rog, practic de când te-ai despărțit de mama. Da. Știi și tu că a fost o despărțire grea. Am iubit-o pe mama ta. Da, știu. Dar de ce nu-i mai dat niciodată niciun semn? Știi foarte bine că te iubesc încă ca pe un tată. Și eu te iubesc foarte mult, Paula. Dar uite, dacă tot ne-am întâlnit, nu vrei să luăm masa împreună? Ba da! Da? Da! Super. Exact ca pe vremuri! Hai să mergem! Hai! Cum merge facultatea?
e ok, e ok. Chiar da? Pot să zic că m-am acomodat foarte bine. Da? Da. Dar tu? Sunt bine. Arăți foarte bine. Mulțumesc. Arăți foarte, foarte bine. Și ăsta e un lucru de care chiar mi-e dor. Vinul bun la masă. Îți mai amintești acum 2 ani când am fost la Podgoria, la Sâmburești? Da, logic. Ți-mi minte că era un gen de festival al recoltei, nu? Și am mâncat și brânza aia bună rău. Aia care ai scuipat-o, că e stricată. Nu prea știam eu cum e cu brânza, cum mucegai pe vremea aia. E dor de zilele alea. Da. De ce ai plecat? N-am înțeles niciodată de ce v-ați despărțit, Reală. Păi, ne-am împotmolit într-o situație. Ne-am îndepărtat din ce în ce mai mult. Eu am tot sperat că o să se schimbe, dar... Nu cred că ăsta e motivul real. Andrei, știi foarte bine că poți să-mi spui adevărul. Am aflat ceva groaznic și... Și? Îmi pare rău, Paula, sper să mă înțelegi. Dar nu sunt eu în măsură să divulg un secret care este al mamei tale. Însă sunt sigur că atunci când o să vină momentul potrivit, o să spună ea despre ce e vorba. Dar de ce te agiți așa? Am luat doar prânzul! Trebuia să mă aștept la asta. Întotdeauna ai fost mai degrabă dușmanul meu decât fata mea. Băi, mamă, băi, mamă, de ce mă lovești? N-am făcut nimic, doar am mers să luăm masa! Acum, ce faci? Te-a pus să iei masa cu fostul meu soț în secret? Ce secret? Ne-am întâlnit întâmplător și m-a invitat la masa. Ce era să fac? Taci! Tu, Doamne, mereu vezi numai lucruri care nu există! Mă rog, mă, să nu-mi răspunzi mie obraznic să faci gesturi din astea. Știm amândouă că ești o panaramă care face mai degrabă sex cu oricine, chiar și cu fostul meu soț! Mamă, băi, mamă, băi, mamă, sunt fata ta! Cum poți să vorbești da, așa cu mine? Din păcate ești fata mea, dar nu te mai suport! Da, stai liniștită, mamă, că nici eu nu te mai suport! Dă-te la o parte! Mamă? Mamă. Vreau să spun că îmi pare foarte rău pentru el. Nu e adevărat că nu te suport. Și că ai dreptate, n-ar fi trebuit să mă văd cu Andrei. N-ar fi trebuit. Așa e. Și acum lasă-mă în pace, că nu vreau să mă enervez la prima oră. O să mă duc și o să-mi fac un duș, pentru că am un test foarte important astăzi. Alo? Alo? Ionuț? Da. Cu cine vorbesc? Nu mă cunoști. Sunt mama Paulei. Doamnă, mă bucur să vă cunosc. Da. Știu că telefonul meu ți se pare ciudat. Dar trebuie neapărat să ne vedem. E ceva ce trebuie să știi neapărat despre fata mea.
Da, sigur. E ok dacă ne vedem la 11 la tratoria? Da. O carte de vizită, dacă aveți vreo întrebare, puteți să mă sunați. La revedere. Mama a fost violată, iar eu sunt născută în urma violului. Nu! Am zis nu, nu rămâne! Mama, o să-mi fie mult mai ușor cu căruciorul aici. Te rog, hai să-ți mutăm dormitorul aici în living. Te rog, cum, e mult mai mult loc. Cum o să mutăm dormitorul în living? În primul rând ar arăta îngrozitor și în al doilea rând aș avea pic de intimitate. Ar fi de prost gust. Nu știu ce mă mir că tu ai avut întotdeauna prost gust. A, nu, am zis nu și nu rămâne. Dormitorul meu rămâne acolo unde este. Mama, căruciorul nu încape pe holul dinspre dormitor. Și ce, eu va trebui să te car în brațe din living în dormitor și invers în fiecare zi pe scări sau cum? Asta e, obișnuiește-te cu ideea. Ok. Ok. Facem cum vrei, oricum tot timpul ai fost încăpățânată. Așa de încăpățânat era și tata? Ce legătură are taică-tu în toată discuția asta? Așa. Nu mi-ai vorbit niciodată despre el, iar eu aș vrea să știu cine e. Ții minte că odată când eram mică te-am întrebat cine e și n-ai vrut să vorbim despre asta. Așa că acum te mai întreb încă o dată pentru că sunt adult. Cine e tatăl meu, mamă? De ce vrei să-mi faci rău? Tu nu vezi în ce hal sunt? Nu e doar trecutul tău. E vorba și de trecutul meu și am tot dreptul să știu. N-ai niciun drept. Ai auzit? Nu? Niciun drept. N-o să-ți spun niciodată cine e tatăl tău. Niciodată. Să-ți intre bine în cap. Bună ziua. Bună ziua. Mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Îmi pare foarte rău că a trebuit să aflați așa. Eu chiar mă bucur că v-am cunoscut. Altfel n-aș fi aflat niciodată că sunt un copil născut în urma unui viol. Îmi pare rău. Să știți că nu mi-am făcut încă curaj să-i spun mamei că ați căutat-o. Ok, deci nu i-ați înmânat citația? Nu, nu încă. Dar promit că imediat ce plec de aici o să vorbesc cu ea, da, ok? Da, da, sigur, sigur, ok. Sunteți sigură că vreți să-l vedeți? Da. Da. Dar trebuie să fac asta. E bărbatul care a violat-o pe mama și, până la urmă, tatăl meu. În continuare, cred că nu e o idee bună. Eu vreau să fac asta pentru mine, ca să pot să merg mai departe. Vă rog frumos. Vă rog. Ok, sunt alături de dumneavoastră. Tu ai vrut să mă vezi, Pisi? Da. Da, eu am vrut să te văd. Cine ești? Nu cred că am avut plăcerea. Sunt fata unei femei pe care ai violat-o. Așa și? Așa și. Și sunt născută în urma acelui viol. Păi înseamnă că am făcut treabă bună, nu? Ai grijă, nu spun de două ori. Păi e frumoasă, eu spun doar ceea ce văd, nu? Am venit doar să văd ce o să simt când o să te privesc în ochi. Și ce simți așa, un fior? Gata, gata. Ești un bun noi. Gata. Un bun noi și un jegos. Gata. O să am grijă să faci mult timp pușcărie de acum încolo pentru ce ai făcut mamei. Gata. Toate erau niște curve. Ele au cerut-o. Pare rău că a trebuit să treceți prin asta. E un animal. E ok. E ok, eu am insistat. Trebuia să-mi văd tatăl. Aveam nevoie de asta.
Măcar acum știți adevărul. Da. Eu o să plec acum, pentru că deja v-am răpit mult timp. Încă o dată mulțumesc. Mi-a făcut plăcere să te ajut. Și te rog, nu mai vorbi cu dumneavoastră, nu sunt chiar atât de bătrân. Da, ok. Te rog, lasă-mă să te conduc. Nu ești într-o stare foarte bună și n-aș vrea să pleci singură. Da, asta ar putea să fie o idee bună. Rog, nu vezi că încerc să-ți fac numai pe plac? Da, de-aia îmi faci mâncarea cu gust de vomă? Bine, mamă. Bine. Vreau să-ți fac pastele tale preferate, bine? Ce te porți așa frumos? Ai fost întotdeauna rea cu mine. Nu e adevărat, mamă, eu n-am fost niciodată rea cu tine. Uite. Știu că probabil îți cer prea mult. Și o să fie un efort foarte mare din partea ta, dar să știi că eu aș vrea să începem să ne înțelegem mai bine. Să încercăm măcar. Deci n-ai idee cât de tare mi-aș dori să te văd odată sănătoasă și să avem o nouă șansă să ne înțelegem pe bune, să avem o viață liniștită. Mi-aș dori foarte tare să nu te mai comporți urât cu mine și să încerci să mă iubești cum își iubește o mamă copilul. Măcar odată mi-ar plăcea și mie să mă simt iubită pe bune. Gata, m-am săturat. Caldă. Ia-o de aici. Ia-o de aici. Pune un cup de gheață, ceva. Aoleu, ia-o. O citație. Avem nevoie de la dumneavoastră de o declarație și de o recunoaștere a suspectului. Celelalte persoane au depus deja declarație. Am invitat un prieten la masă, sper că nu te supăr asta. Alt iubit? Nu, nu alt iubit, e pur și simplu un prieten. Poate te comporți frumos. Eu i-am spus lui Ionuț adevărul. Nu-mi pasă de Ionuț. Orice băiat care nu mă poate iubi exact așa cum sunt, nu mă merită, mamă, lasă. Nu simt că mi-explodează capul. Mă bucur că vă simțiți mai bine, deși rezultatele investigației medicale nu arată nimic în neregulă. Nu sunt eu în măsură să divulg un secret care este al mamei tale. Trebuie neapărat să ne vedem. Voiam să te sfătuiesc să încerci să obții o bursă de master pentru a studia la universitate de top din Franța. Nu pleci nicăieri, auzi? Nicăieri! Dar ce s-a întâmplat? De la ce? O caut pe doamna Virginia Simion. Am o citație pentru dânsa. Cine e tatăl meu, mamă? De ce vrei să-mi faci rău? Sunteți sigură că vreți să-l vedeți? Da. Mama. Mama.
Să știi că am vorbit și mâine mergem să te vadă un doctor. Mi-a promis că o să te consulte și că o să găsim împreună o soluție să te pun înapoi pe picioare. Vin imediat după ce termin facultatea. Bine. Numai să nu mă las să aștept ca proastă. Nu, mamă, nu o să te las să aștepți. O să vin imediat cum termin. Hai, ia și mănâncă, te rog. Ce e? A. O citație. Pentru cine? Pentru tine. Și eu m-am mirat, a adus-o în politic. Despre ce e? O prostie. O să îmi sun mine avocatul să meargă la poliție, să vadă despre ce este vorba. Ai ceva să-mi spui? Nu. Foarte bine, atunci te rog frumos să pleci, vreau să mănânc singură. O să te chem să strângi. Poftă bună. N-am putut să-i spun mamei că știu adevărul. Cred că e foarte dureros pentru ea. Îmi doresc doar să găsească puterea să ierte și să treacă peste acest episod, să putem avea o relație mamă-fică așa cum mi-am dorit mereu. Poate că apariția acestui bărbat, chiar după atâția ani, este un semn că lucrurile se vor schimba în bine. Drăgușin? Eu sunt. Sunt Virginia Simion. Am primit de la dumneavoastră o... citație. Da, vă așteptam. Avem nevoie de la dumneavoastră de o declarație și de o recunoaștere a suspectului. Celelalte persoane au depus deja declarație. Subsemnatul? Da, subsemnata. Gianni Petrache, doamnă. El este cel care v-a atacat și v-a violat în urmă cu 21 de ani? Uitați-vă bine la el. Da, el e. N-am să vin niciodată fața și zâmbetul ăla nenorocit. Încă te mai visez, păsărică, să știi. Dintre toate potine te-am plăcut cel mai mult. Uite bine la mine, bunule. O să putrezești în închisoare, că acolo ții. Gata, doamnă, n-are rost. Gata, gata, gata. Haideți să ieșim, vă rog. Gata, mamă. Miroase super bine, nu? Da, da. Ia vezi, cine e? Am invitat un prieten la masă, sper că nu te supăr asta. Alt iubit? Nu, nu alt iubit, e pur și simplu un prieten. Poate te comporți frumos. Bună. Bună. Mulțumesc. Pe cere. Hai. Mamă, el e Radu. Bună ziua. S-a întâmplat ceva? Băiete, nu te băga unde nu e treaba ta. Voi de vă cunoașteți? Mama ta a venit ieri la secție. Nu, te rog. E imposibil, mama nu poate să meargă. Mama avea vine din bucătărie până în living, dar apoi trebuie să vină până la tine la secție. Nu știu exact ce i s-a întâmplat, dar te asigur că ieri era pe picioarele ei. Poftim? E adevărat?
E adevărat, mama, ai fost ieri pe picioarele tale până la secție? Paula. Paula, ridică-te.